trebui să luăm aminte la cuvântul Domnului, așa cum îl găsim scris în 1 Ioan, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 6, pagina 1201. 1 Ioan, capitolul 4, de la versetul 1, citim cuvântul Scripturii. Păi, iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul Anticrist, de-a cărui auzire, de-a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume, acum. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât Cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi, însă, suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Amin. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus îți mulțumesc și pentru, după masa aceasta, pentru această oportunitate și pentru acest privilegiu de a sta în prezența Ta, de a ne închina înaintea Ta, de a lăuda numele Tău, de a ne ruga și mulțumim, Doamne, că avem acest har de a deschide din nou cuvântul Tău, de a învăța adevărul Tău, de a Te cunoaște pe Tine prin cuvântul Tău și a cunoaște voia Ta. Te rugăm să ne dai atenție potrivită și așa cum se cuvine să stăm în fața cuvântului, să învățăm din cuvânt, să primim cuvântul, să medităm asupra cuvântului și să fim gata să împlinim cuvântul Tău. Binecuvântă pe toți cei prezenți în această dupămasă, în acest loc și binecuvântă orice loc unde se cheamă numele Tău și se propovăduiește cuvântul Tău. Te rog să ai milă și de cei ce nu pot fi cu noi și, Doamne, să lucrezi în viața fiecărui copil al Tău, prin Duhul Tău, după voia Ta, pentru slava Ta. Ne încredințăm în mâna Ta și vrem ca și timpul acesta pe care îl petrecem în ascultarea cuvântului să fie binecuvântat de Tine și de real folos pentru sufletele noastre. În numele Domnului Iisus te rog. Amin. Vă rog să ocupați locul. Iubiți frați și surori, în numele Domnului Iisus vă salut și eu în această dupămasă, din nou în casa Domnului, la adunarea bisericii, la închinarea pe care o avem împreună. Mulțumim Domnului că ne dă încă harul acesta să putem să ne închinăm, să ne adunăm și să îl cinstim pe Domnul prin închinarea noastră. Asta trebuie să ne dorim și asta trebuie să căutăm de fiecare dată. Domnul să ne ajute. În această dupămasă vă invit să privim din nou în Epistola 1 Ioan, să învățăm din nou despre ce înseamnă să fii un creștin autentic, să fii cu adevărat urmașul Domnului Iisus Hristos. Am învățat într-un fel și dimineață și în toată Scriptura se leagă împreună. Dimineața am învățat că trebuie să ascultăm chemarea și să ne implicăm în lucrarea Domnului. După masa aceasta aș vrea să continuăm învățătura și ultima dată am încheiat cu 1 Ioan, capitolul 3, versetul 24, unde Ioan aici, în versetul 24, îl identifică explicit pe Duhul Sfânt, pe Duhul, ca fiind Cel care locuiește și lucrează în viața creștinilor. 1 Ioan 3 cu 24 spune, cine păzește poruncile Lui, rămâne în El și El în El. Adică Hristos, Dumnezeu, rămâne în noi și noi suntem în Dumnezeu și în Hristos. Și viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și Ioan zice, și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Și apoi continuă oarecum
în capitolul 4, în textul pe care l-am citit, învățătura Ioan despre prezența și lucrarea Duhului Sfânt în viața creștinului. Ioan continuă să vorbească în aceste versete explicit despre ceea ce înseamnă prezența și lucrarea Duhului Sfânt în viața creștinului. Spuneam că Ioan a mai vorbit și știți că a mai vorbit în această epistolă despre Duhul Sfânt în capitolul 2, versetele 20 și 27 prin metafora ungerii. Acolo Ioan spune, noi am primit ungerea din partea Celui Sfânt. În Ioan 1 Ioan 2, 20 și 27. Însă aici vorbește explicit despre Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. În versetul 2 îl numește Duhul lui Dumnezeu, să-L cunoașteți. Și apoi, în versetul 6, la sfârșitul acestui pasaj pe care l-am citit, îl identifică ca fiind Duhul adevărului. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului. Și Ioan ne invită oarecum aici să cunoaștem pe Duhul Sfânt, să cunoaștem Duhul Sfânt și lucrarea Lui în viața creștinului. Pentru că un creștin autentic are Duhul Sfânt care locuiește și lucrează în viața lui. Un creștin autentic, repet, are Duhul Sfânt și Duhul Sfânt locuiește în noi. Și Duhul Sfânt nu numai că locuiește, El lucrează în noi asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. Ne face cu adevărat după chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt. Slăvit să fie Dumnezeu! Și vreau să spun în această dupămasă și să subliniez că acesta este un alt semn distinctiv al unui creștin autentic. Prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Creștinul autentic are un alt duh. Vedeți, Ioan spune că în lume, în esență, sunt două duhuri care lucrează mari. Bine, când vorbește despre duhul cel rău sau celălalt duh, folosește și la plural. Să nu dați crezare oricărui duh. Zice că este și un alt duh, Duhul lui Anticrist. Versetul 3. Este Duhul lui Anticrist și Duhul lui Dumnezeu sau al lui Hristos. Și toți oamenii sunt călăuziți de unul din cele două duhuri. Creștinii adevărați se disting prin faptul că ei sunt călăuziți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul lui Hristos. Și vă aduceți aminte că Pavel spune în Romani 8:9 cuvintele acelea foarte categorice. Voi, zice, nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește cu adevărat în voi. Apoi zice, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Creștinii adevărați sunt aceia care au Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos. Și asta îi distinge de lume, de ceilalți. Și ceilalți au duhurile lor care influențează. Și în mod special, spune Ioan, sunt influențați de Duhul lui Anticrist. De Duhul împotriva lui Hristos, care este împotriva lui Hristos. Creștinul adevărat este condus de Duhul Sfânt, care este un Duh măreț, minunat, înalt, nobil, un duh al adevărului. Sunt acele caracteristici extraordinare. Nu avem timp acum să citim și să parcurgem toată doctrina despre Duhul Sfânt, dar doar un text vă citesc. În Vechiul Testament este o prezentare profetică a Duhului lui Dumnezeu peste Hristos. Aici este descrisă persoana Duhului Sfânt, caracterul, calitățile Duhului Sfânt. Isaia capitolul 11, când se vorbește despre venirea Domnului Iisus și despre Duhul Domnului care va fi peste El, spune așa: apoi o draslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste El. Duhul Domnului este Duhul Domnului. Apoi zice Duh de înțelepciune
și de pricepere. Duh de sfat și de tărie. Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Acesta e Duhul Domnului. E Duhul Divin, e Duh de înțelepciune, de pricepere, de sfat, care te sfătuiește, te călăuzește, de tărie, îți dă putere, în orice putere, nu puterea care o vrei tu, ci puterea de a fi credincios lui Dumnezeu, Duh de cunoștință sau de cunoaștere, pentru că descoperă lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, și Duh care te face să te temi de Domnul, Duh de frică de Domnul. Slăviți să fie Domnul pentru Duhul Său și Sfânt. Acesta este Duhul care îi conduce și îi călăuzește pe creștini adevărați. Și prin aceasta noi ne distingem de lume. Și observați, dacă am fi să luăm celelalte calitățile sau caracteristicile opuse la cele pe care le are Duhul Sfânt, ar fi exact reversul. Și ne dăm seama că un creștin trebuie să fie diferit de Duhul Sfânt. Diferit prin Duhul Sfânt de ceilalți din lume. Și în această după-masă aș vrea să ne uităm la această realitate în ce privește creștini adevărați. Creștini adevărați sunt conduși de Duhul Sfânt. Creștinul adevărat trăiește sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și e foarte important să înțelegem asta. Și e foarte important să înțelegem ce înseamnă asta. Pentru că în acest text pe care l-am citit în această după-masă, Ioan ne prezintă niște realități despre lucrarea Duhului Sfânt în viața unui creștin, care sunt unice oarecum. Le găsim și în altă parte în Scriptură, dar nu în felul acesta în care le prezintă Ioan. Pentru că toată Scriptura se completează. Dacă citim tot Noul Testament și Vechiul despre lucrarea Duhului Sfânt, vom avea o imagine completă. Însă Ioan ne prezintă aici niște realități foarte importante în ce privește lucrarea Duhului Sfânt de călăuzire sau de conducere a vieții unui creștin autentic. Și vreau să ne uităm la aceasta, în această după-masă, în câteva minute. Vreau să ne uităm la câteva realități definitorii în ce privește călăuzirea Duhului Sfânt în viața unui creștin. Ce înseamnă? Ce presupune? Creștinul autentic condus de Duhul Sfânt. În primul rând, conform cu acest text, călăuzirea Duhului Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt în viața unui creștin autentic presupune cercetarea duhurilor străine. Cercetarea și confruntarea duhurilor străine. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Creștinul condus de Duhul Sfânt nu este naiv, nici credul, nu crede tot ce zboară, nu crede tot ce se numește și poartă etichetă de creștin. Observați, Ioan spune într-un context în care creștinii erau la început. Încă erau la început. Însă Ioan îi atenționează și le cere ca în lumina călăuzirii și a faptului că ei au Duhul Sfânt în ei, conform cu versetul 24, să nu se lase influențați, călăuziți, conduși de orice duh. Să cerceteze duhurile, le poruncește Ioan și îi învață Ioan aici. Pentru că un creștin condus de Duhul Sfânt nu este nici credul, nici naiv, nici unul care orice se numește spiritual și care poartă etichetă creștină, el o ia de bună, ci este unul treaz, creștinul condus de Duhul Sfânt, este atent, vigilent, veghează, așa cum am auzit, dimineață și încântare, veghează în zori, veghează ziua, veghem prin Duhul Sfânt, la viața noastră, la sufletele noastre, ca să nu fim înșelați. Și sunt două motivații pentru care noi ar trebui să cercetăm duhurile în versetul 1. Cercetarea duhurilor străine are două motivații. În primul rând este porunca divină, așa cum o găsim aici în acest text.
Cercetați duhurile. Nu dați crezare, nu le credeți, ci cercetați-le. Porunca este să nu credem imediat orice auzim, ci să verificăm. Cuvântul cercetați duhurile este un cuvânt care înseamnă testați, analizați, verificați. Asta implică faptul că avem niște criterii. După ce analizăm, avem niște criterii, avem un standard. Care e standardul nostru principal? Scriptura. Cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Vom reveni asupra acestui adevăr. Și Ioan, ce trebuie să cercetăm? Zice Ioan, cercetați duhurile. Ideea de duhuri este aici ideea de duhuri care se manifestă în mod special prin învățături, prin doctrine și prin pretinse revelații de la Dumnezeu. Eu am zis, cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Cercetați duhurile. Și eu am spune, în mod special, cercetați sursa lor. De unde vin? Sunt de la Dumnezeu? De unde își au originea? De la cine sunt? Și principiul major prin care noi putem verifica sursa învățăturilor, pentru că spuneam, duhurile acestea sunt duhuri care se manifestă în mod special prin învățături, prin revelații, pretinse. Cum putem verifica? Principiul major și principal este Scriptura. Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Orice auzim, orice vedem, noi trebuie să verificăm în lumina Scripturii. Totul trebuie testat, filtrat, verificat, evaluat prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și asta ne indică încă o dată cât de bine ar trebui să cunoaștem noi Scriptura. Cât de bine ar trebui să știm noi Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. A doua motivație pentru care noi ar trebui să cercetăm duhurile, pe lângă porunca divină pe care Domnul ne-o dă aici explicit, este și prezența masivă a duhurilor înșelătoare și a prorocilor falși. Observați ce spune Ioan în versetul 1 la sfârșit. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. De ce trebuie să cercetăm duhurile? Pentru că este plin de proroci mincinoși, de duhuri străine, duhuri rele care se manifestă prin proroci mincinoși, prin învățători mincinoși, cu învățături străine de Cuvântul lui Dumnezeu. Proroci și învățători care vor să ne înșele și să ne îndepărteze de la adevăr. Oameni care vin cu încă ceva pe lângă Scriptură. Oameni care vor veni și vor spune, nu-i suficient Scriptura. Sunt niște scriere evreiești la care nu are oricine acces. Mișna. Și îți vor spune din tot felul de tradiții, basme și legende. Lucruri care par legate cu Scriptura, dar în esență contrazic, subminează și intenția lor este să submineze adevărul Scripturii. De aceea trebuie să cercetăm duhurile și să verificăm orice auzim. Sunt atâția astăzi care încearcă tot felul de calcule și în ce privește revenirea Domnului Iisus Hristos, care spun tot felul de speculații și le spun doctrinar, dogmatic. Despre vremuri și sfârșit. Și Domnul Iisus ne-a spus clar. Nu știe nimeni. Nu știe nimeni, nici Fiul, ci numai Tatăl. Vremea venirii Domnului Iisus Hristos, ziua venirii Domnului Iisus Hristos, oameni care încearcă să înșele și învățături străine. Și gândiți-vă, dacă Ioan spune la sfârșitul secolului I, când a scris această epistolă, 1 Ioan și cărțile pe care le-a scris, spune căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși atunci. Acum, cum ar spune? Sau cum am putea spune? Acum am zice, au ieșit foarte mulți. Sunt extrem de mulți. Și dacă nu rămânem lângă adevăr, prin Duhul Sfânt, lângă adevărul Scripturii,
ușor putem fi înșelați. Creștinul condus de Duhul Sfânt nu este un om cu mintea deschisă în sensul lumii acesteia. Nu este open mind, cum zic oamenii, ci este un om cu mintea trează. Nu-i deschis la orice idee, ci deschis doar la adevăr. Noi trebuie să avem grijă la ușa minții noastre, să nu o lăsăm așa larg deschisă, să intre orice în ea, oricând, și apoi vedem noi ce selectăm. Nu! Noi trebuie să veghem la ușa minții noastre, să testăm totul de la ușă. Și ce lăsăm să pătrundă în mintea noastră, trebuie să fie adevărul în viața, în ce privește viața spirituală. Adevărul și numai adevărul. Și în toate lucrurile trebuie să căutăm adevărul și numai adevărul. Domnul să ne ajute. Creștinul condus de Duhul Sfânt cercetează duhurile străine și le respinge. Și respinge învățăturile străine. Le confruntă și le dă la o parte. Asta e prima realitate când vorbim despre creștinul condus de Duhul Sfânt din acest pasaj. Cercetarea duhurilor străine. Prima realitate definitorie. A doua. E cunoașterea Duhului Sfânt. Creștinul condus de Duhul Sfânt îl cunoaște pe Duhul Sfânt. Versetul 2. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți. Voi îl cunoașteți. Voi trebuie să-l recunoașteți. Cunoaște adevărul despre Duhul Sfânt și îl cunoaște relațional pe Duhul Sfânt. Creștinul condus de Duhul Sfânt, bineînțeles că îl cunoaște. Trebuie să-l cunoască pe Duhul Sfânt. Să cunoască adevărul despre Duhul Sfânt, adevărul Bibliei despre Duhul Sfânt. Și v-am citit doar câteva caracteristici. Sunt multe alte texte care vorbesc despre Duhul Sfânt. Însă Ioan ne dă aici un criteriu special care are trei categorii, trei subcategorii. Criteriul special sau principal pe care îl scoate Ioan în evidență aici despre cunoașterea Duhului Sfânt, prin ce cunoaștem noi Duhul Sfânt? Duhul lui Dumnezeu. Zice Ioan, Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice Duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice Duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul Anticrist, de-a cărui vedere ați auzit, El chiar este în lume acum. Criteriul principal de cunoaștere a Duhului Sfânt este mesajul Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaște după aceasta. Orice Duh care mărturisește. Duhul Sfânt are o mărturie, are un mesaj. Și noi îl cunoaștem pe Duhul Sfânt prin mesajul Duhului Sfânt, prin cuvântul pe care ne-l aduce Duhul Sfânt. Și spuneam, acesta este criteriul principal dat de Ioan aici. Mesajul, mărturia. Însă aceasta are trei categorii, trei subcategorii, acest criteriu. Și vreau să le luăm aceste subcategorii pentru a înțelege și a putea cunoaște mai bine Duhul Sfânt. Prin mesajul lui. Prin cuvântul lui. În primul rând, sursa mesajului. Este Scriptura. Și spuneam că revenim. Mesajul Duhului Sfânt va fi întotdeauna Scriptura. Scriptura citată, Scriptura confirmată, Scriptura comunicată. Duhul nu ne învață altceva decât ceea ce El a inspirat, pentru că toată Scriptura este inspirată de Duhul Sfânt. Prin urmare, mesajul Duhului Sfânt va fi întotdeauna Scriptura. Va fi scriptural 100%. Nu va fi nici o iotă care să nu potrivească sau să fie în afara Scripturii. Vreau să vă dau un exemplu din Evrei. Întoarceți puțin la Evrei, capitolul 3. Sunt multe exemple de genul acesta, dar vreau să vă arăt unul. Evrei 3:7.
Spune așa. De aceea, Scriitorul, după ce ne îndeamnă să privim la Domnul Iisus Hristos și să fim credincioși Domnului Iisus Hristos, să păstrăm până la sfârșit, cum spune versetul 6, încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm, de aceea, cum zice Duhul Sfânt. Cum zice Duhul Sfânt. Și imediat, observați, sunt două puncte și ghilimele, un citat. Cum zice Duhul Sfânt? Ce zice Duhul Sfânt? Prin ce zice Duhul Sfânt? Și citatul, dacă zice, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii, în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. Știți ce este aici? Citat din Psalmul 95. Cuvânt cu cuvânt. Poate un pic parafrazat. Adică, zice autorul epistolei către evrei, Duhul Sfânt ce zice? Ascultați ce zice. Cum zice? Și imediat nu zice, hai că vă spun ceva nou ce n-ați mai auzit. Imediat când zice, vă prezint mesajul Duhului Sfânt, două puncte, ghilimele, citat din Psalmul 95. Acolo zice, o de a-ți asculta glasul Lui. O, ascultați astăzi glasul Lui. Ascultați, nu fiți ca părinții voștri, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu. Mesajul Duhului Sfânt își are sursa și suportul în Scriptură, întotdeauna. Al doilea criteriu aici, sau sub categorie pentru criteriul mesajului acesta, e criteriul pe care Ioan îl pune înaintea noastră. Cum putem cunoaște pe Duhul Sfânt? Întotdeauna Duhul Sfânt ne va duce la Scriptură. Ne va lega de Scriptură, ne va descoperi Scriptura, ne va prezenta Scriptura, ne va cita Scriptura, ne va învăța Scriptura. La al doilea rând, subiectul mesajului este Hristos. Observați, zice așa, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaște după aceasta, orice Duh care mărturisește că Iisus a venit în trup. Deci Iisus a existat dinainte să vină în trup. A existat din veșnicie. Ce era de la început. Era de la început. La început era, așa se începe Ioan scrisoarea. Ce era de la început cu privire la cuvântul, la cuvântul vieții. El era la început, de la început, când a început totul și lumea aceasta, Domnul Iisus Hristos exista, era. Iisus a venit în trup. Mesajul Duhului Sfânt este un mesaj cristocentric. El vorbește despre divinitatea Domnului Iisus Hristos și El vorbește despre umanitatea Domnului Iisus Hristos. Observați, Iisus Hristos a venit în trup, dar El există din veșnicie. La un moment dat s-a întrupat, a trăit și a murit pentru păcatele noastre, a înviat și este viu în vecii vecilor, slăvit să fie El. Cu alte cuvinte, mesajul Duhului Sfânt este un mesaj despre Hristos, concentrat asupra Domnului Iisus Hristos. Duhul Sfânt întotdeauna ne va duce la Hristos. La Hristos ca Dumnezeu, la Hristos care s-a făcut om pentru mântuirea noastră. Vedeți, încă de atunci și până acum, dar atunci mai mult oamenii negau umanitatea Domnului Iisus Hristos. Filozofii veacului de atunci, gnosticii și curentele filozofice de atunci negau umanitatea Domnului Iisus. Spuneau, Iisus nu a fost om cu adevărat. Acum, filozofii veacului de acum, mai târziu, neagă divinitatea Lui. Nu cred că Iisus a fost Dumnezeu cu adevărat. Da, om a fost. Un om special, un om deosebit. Însă nu a fost Dumnezeu. E bine, Duhul Sfânt afirmă divinitatea Domnului Iisus Hristos și Duhul Sfânt afirmă umanitatea Domnului Iisus Hristos. Și toate ereziile din, legate de doctrina și învățătura creștină neagă fie umanitatea, fie divinitatea Domnului Iisus Hristos. Și observați, orice Duh care nu mărturisește pe Iisus, care nu are în centru atenției pe Domnul Iisus Hristos, lucrarea Lui și proeminența Lui, nu este Duhul lui Dumnezeu, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist. Subiectul mesajului Duhului Sfânt
este Hristos. Și aici, încă un criteriu subînțeles, implicit, încă o categorie, scopul mesajului Duhului Sfânt. Care e scopul mesajului Duhului Sfânt? E gloria lui Hristos și a lui Dumnezeu. Și pentru aceasta vreau să întoarceți tot în Ioan, pentru că Biblia se înțelege cu Biblia. Ioan spune în Evanghelia lui Domnul Iisus Hristos, spunea la un moment dat, și vă citesc din Ioan 7:18, Domnul Iisus dădea acest cuvânt despre sine, care era condus de Duhul Sfânt, și apoi va vorbi puțin și despre Duhul Sfânt, voi citi în verset. Ioan 7:18, cine vorbește de la sine, caută slava lui însuși. Dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. E bine, atât Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos în timpul întrupării sale, a căutat slava lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Pentru că era în plinătatea și în puterea Duhului Sfânt, cum am citit dimineață, Duhul Sfânt era peste Domnul Iisus Hristos. El a căutat slava lui Dumnezeu. Dar observați ce spune mai târziu când vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt, Domnul Iisus, în Ioan 16 cu versetul 14. El spune așa despre Duhul Sfânt. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Duhul Sfânt spune, Domnul Iisus mă va proslăvi pe mine. Prin cuvânt, prin toată lucrarea Lui, Duhul Sfânt va căuta gloria Lui Hristos și gloria Lui Dumnezeu. Cum Hristos a căutat gloria Tatălui, tot așa și Duhul va căuta gloria Tatălui și a Lui Hristos prin lucrarea și prin cuvântul Lui. Și aici e contradicția și contrastul foarte evident cu prorocii falși, cu prorocii mincinoși și cu Duhul Anticrist. Știți ce vrea Duhul Anticrist? Să se înalțe pe sine. Să atragă toți oamenii spre el, să-i depărteze de Dumnezeu. Știți ce vor prorocii mincinoși? Să-și facă cult al personalității, să câștige adepți pentru ei, nu pentru Hristos. Să aibă cât mai mulți urmași, cât mai mulți care să vină să fie după ei mulțimi. Însă Duhul lui Dumnezeu, când lucrează și în noi, ne face să căutăm gloria lui Dumnezeu și gloria lui Hristos. Și așa putem cunoaște Duhul Sfânt. Îl cunoaștem pe Duhul Sfânt prin mărturia Lui în Scriptură, prin mărturia Lui despre Hristos și prin mărturia și mesajul Lui care îl glorifică pe Dumnezeu, nu omul. De asemenea, noi îl cunoaștem și ar trebui să îl cunoaștem pentru că vorbim aici de criteriul acesta specific dat de Ioan, criteriul mărturiei sau mesajul Duhului Sfânt, noi ar trebui să-L cunoaștem pe Duhul Sfânt prin mărturia noastră interioară, prin mărturia pe care Duhul ne-o dă în inima noastră, în Duhul nostru. Vă aduceți aminte ce spune Pavel în Romani 8:16? Duhul însuși adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu adeverește, ne adeverește cu Duhul nostru, adeverește Duhului nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Este o realitate foarte importantă. Creștinul condus de Duhul Sfânt îl cunoaște pe Duhul Sfânt după criteriul dat de Duhul Sfânt ca să-L cunoaște. A treia realitate. Când vorbim definitorii, când vorbim de călăuzirea și conducerea Duhului Sfânt în viața unui creștin, este câștigarea luptei spirituale. Câștigarea disputei sau luptei spirituale. Versetul 4. Zice așa, voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit. Pe cine? Observați că e la plural. I-ați biruit. Pe cine? Pe prorocii mincinoși. Păi cum i-am biruit? Nu ca Ilie. Să nu vă gândiți că îi biruim ca Ilie pe muntele Carmel. Nu, nu ne cheamă Domnul să facem măcel de prorocii mincinoși. Cum îi biruim noi pe prorocii mincinoși?
Pentru că îi identificăm, îi demascăm și îi respingem. Îi identificăm și putem ușor să identificăm, dacă urmăm criteriul Scripturii, oricine o ia pe lângă. Așa? Identificăm, îi demascăm, e proroc mincinos și îl respingem, respingem mesajul lui, nu-l ascult, nu-l urmăresc. Nu am ce să învăț de la el. Și dacă mai am ocazia, mai spun și la alții. Îi previn și pe alții. Câștigarea aceasta, în această luptă spirituală, pentru că, dragii mei, asta e o luptă spirituală, de aceea spune textul, voi ați biruit copilașilor. I-ați biruit pe cei ce sunt conduși de Duhul Anticrist. Cum i-am biruit? Sunt două condiții, sau aici, sau două surse de putere. Nașterea noastră din Dumnezeu, relația noastră cu Dumnezeu, părtășia cu Dumnezeu. Noi, voi sunteți din Dumnezeu. Voi v-ați născut din Dumnezeu, ați fost născuți din Dumnezeu, cum am văzut deja. Ioan vorbește de mai multe ori despre nașterea din Dumnezeu, nașterea din nou. Voi sunteți născuți din Dumnezeu și Dumnezeu prin Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este în voi. Zice, pentru că cel ce este în voi, Dumnezeu prin Duhul Sfânt, este mai mare. Și acum Ioan trece de la, vedeți, de la, plural la singular. Zice, ați biruit pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este, adică în spatele prorocilor mincinoși, este cel ce este în lume. Duhul Anticrist, de-a cărui venire ați venit, ați auzit. El va veni Anticristul manifestat în trup. Dar Duhul lui este în lume și lucrează prin prorocii mincinoși, prin duhurile prorocilor mincinoși. Voi ați biruit pentru că cel ce este în voi, Duhul lui Dumnezeu, este mai mare și mai tare decât cel ce este în lume. Slăviți să fie Domnul. Dragii mei, copiii lui Dumnezeu, adevărații copii al lui Dumnezeu, creștini adevărați, nu pot fi înșelați de mulțimea aceasta de învățături false. Poate uneori putem fi duși într-o anumită confuzie, dar nu putem fi înșelați. Nu putem fi înșelați de tot. Și atrași în capcanele acestea învățăturilor false. Pentru că Duhul Sfânt ne luminează, Duhul Sfânt ne dă putere, Duhul Sfânt ne ajută să biruim aceste învățături și acești învățători și să le respingem. Noi acceptăm. Noi biruim. Ioan reia această temă a biruinței în capitolul 5 cu versetul 4 și o să ajungem când Domnul va îngădui, zice, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Prin credință, prin Duhul, noi biruim. Un creștin condus de Duhul Sfânt câștigă în lupta aceasta spirituală. Vedeți, lupta spirituală e la nivelul învățăturii și a minții și a doctrinelor și a convingerilor. Duhurile răutății împotriva minții noastre. Când Pavel spune în Efeseni 6 să ne înarmăm cu toată armura Duhului, toate sunt elemente care întâi trebuie să fie puse peste mintea noastră, peste cugetul nostru. Centura adevărului. Toate. Platoșa neprihănirii. Scutul credinței. Coiful mântuirii. Sabia Duhului. Sandalele sau încălțați cu râvna Evangheliei Păcii. Toate să ne ajute Domnul să le purtăm și să biruim pe cel rău și duhurile răutății. Domnul să ne dea biruință. Și în final, o ultimă realitate definitorie a creștinului condus de Duhul Sfânt este certitudinea descendenței și apartenenței spirituale. Un creștin condus de Duhul Sfânt are certitudinea descendenței și apartenenței spirituale. El știe că descinde din Dumnezeu. Ioan repetă, versetul 4 spune, voi copilașilor sunteți din Dumnezeu. Iar în versetul 6 spune, noi însă, se identifică și el, dar aici vorbește în mod special despre slujitorii care duc mesajul adevărului. În contrast cu prorocii
falși mincinoși, pentru că asta e disputa mare în acest pasaj, în acest text. Noi însă suntem din Dumnezeu. Noi. Și Ioan se referă aici, folosește un plural apostolic, la el și apostolii. Pentru că prima dată el spune în capitolul 1 ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri. Cine au văzut și au auzit cu ochii lor? Apostolii. Am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Și acum Ioan, în sensul acesta, spune aici, în capitolul 4, noi însă, cei care v-am adus mesajul Duhului, suntem din Dumnezeu, de la Dumnezeu. Noi aparținem lui Dumnezeu și voi aparțineți lui Dumnezeu. Și voi, copilașilor, dar și noi care v-am adus mesajul, suntem din Dumnezeu. Și auziți, cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Ascultă mesajul Duhului pe care îl aducem noi. Cine nu cunoaște pe Dumnezeu, cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcii. În final, Ioan reduce totul la aceasta, apartenența spirituală. Cine este din Dumnezeu, e copilul lui Dumnezeu, îi aparține lui Dumnezeu. Și apoi Ioan spune, mai este ceva, nu numai că îi aparține lui Dumnezeu, cine este din Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu, de cuvântul lui. Cine nu ascultă, înseamnă că e înșelat de Duhul rătăcirii, de prorocii mincinoși, de alte învățături. Cine nu vrea să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu și de oamenii lui Dumnezeu care propovădesc Cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că e influențat de Duhul rătăcirii, de Duhul anticrist, de prorocii mincinoși, de învățăturile false. Dacă eu îți spun ce scrie în Cuvânt și tu vezi ce scrie în Cuvânt și tu nu vrei să asculți, înseamnă că ai o problemă cu Dumnezeu, nu cu mine. Dacă tu nu vrei să asculți de Cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că nu ești al lui Dumnezeu și că nici nu vrei să fii. Ești acelui lat. Cei conduși de Duhul Sfânt au certitudinea aceasta apartenenței. Cum spuneam, din nou, acel verset, Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem lui Dumnezeu. Și ascultarea noastră confirmă că suntem copii lui Dumnezeu. Ascultă de Dumnezeu. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu. Ne ascultă și ascultă pe cei ce predică cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. De aceea, în această dupămasă, din nou este foarte simplu. Spuneam, Ioan scrie toată epistola ca un test mare al creștinismului sau al credinței autentice. Toată epistola lui Ioan e scrisă ca un test, un examen mare așa. Să te iei pas cu pas și să te verifici. Cum stai la asta? Cum stai la asta? Cum stai la asta? Cum stai la asta? Și am ajuns la acest criteriu sau capitol aici. Creștinul adevărat este condus de Duhul Sfânt. Ești creștin cu adevărat. Ești condus de Duhul Sfânt. Cum poți ști asta? Iată, Ioan, sunt și alte realități în Noul Testament, dar aici, în Epistola lui Ioan, Ioan ne dă aceste realități să ne evaluăm. Ce faci cu învățăturile pe care le auzi, cărțile care îți trec prin mână? Cum le citești? Cum le asculți? Cercetezi duhurile? Învățăturile pe care le auzi în Divina Scripturii? Cunoști cu adevărat pe Duhul Sfânt prin mesajul Lui, prin cuvântul Lui, prin criteriile biblice? Biruiești împotriva Duhului lui Anticrist și a prorocilor mincinoși? Biruiești învățăturile false, adică le poți identifica și să le respingi?
Ai certitudinea în final că ești copilul lui Dumnezeu? Că ești din Dumnezeu, că ești al lui Dumnezeu? Îți adeverește și ție Duhul Sfânt împreună cu Duhul tău că ești copilul lui Dumnezeu? Asculți de Dumnezeu? Vrei să asculți? Iubește Dumnezeu? Dacă nu ar trebui să te smerești, ci ar trebui să ne smerim în pocăință la picioarele Domnului Iisus, să credem în El din toată inima și așa cum spune, când credem în El, suntem pecetuiți cu Duhul Sfânt. Și apoi Duhul Sfânt să ne călăuzească în tot adevărul. Domnul să lucreze și mai departe, fiecare din noi, ce știe El, să fim cu adevărat conduși de Duhul Sfânt. Creștini adevărați. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. În încheiere, rugăm pe Dumnezeu din cântarea de la numărul 195, cu primele două versete. Lui mă voi încredința, cel rău nu mă va înșela și credința îmi ridică la Iisus de mine. 195. Thank you.
Amin.